comunicare între finanțatorul lucrării, firmele constructoare, aeroporturi, consiliul județean. Sunt întâlniri cel puțin la nivel de aeroport și constructor aproape zilnice tehnice, săptămânal avem și cu și ori de câte ori este nevoie cu consiliul județean și împreună facem, depunem toate eforturile în așa fel încât lucrările să fie finalizate cât mai rapid și ați gândit și un spațiu pentru fumători, după ce trec de prin control? Sala de plecări, în momentul în care vom începe să facem partea de licitații pentru zonele comerciale, una dintre cerințe, mai ales pentru zona care va fi partea de cafenea, este să asigure și o facilitate pentru fumători. Atunci o să zbor mai des. Mai știu pe cineva în Sibiu care o să zboare mai des. Dacă la aeroportul terminal să va fi cu fumați, nu este să punem domnul 46 va face față. Referitor la pista, aveți în calcul o extindere în mărire sau dăgire dacă se aia lucrătură? O parte de... O parte de lungime, eu cred că avem una dintre cele mai bune piste, adică avem 2 km 630 de metri de pistă utilizabilă. O partea de extindere stânga, dacă aeronavele care ar opera sau urmează să opereze pe aeroportul Sibiu vor fi mai mari decât cele pe care astăzi le utilizează operatorii aeriene, respectiv cele mai mari pe care avem în mod curent, sunt Airbus 320, respectiv Boeing 737, atunci da, ar putea fi luat în calcul o astfel de necesitate de supraalergire a pistei. La acest moment și la cum arată planurile de dezvoltare a fluturilor pentru operatorii de tip low cost, care în principiu sunt operatorii care vor avea, să zicem așa, cel mai mare trafic pe care urmează să-l desertim, ei vor marșa în continuare pe aeronave din familia, sau din cele două familii pe care le-am menționat anterior, astfel încât, din perspectivă a reglementării, și operațională, această necesitate nu există. Dacă vom ajunge să deferim mai aeronave de gabarit mai mare, atunci acest lucru poate fi în orizont de timp să se întâmplă. E funcție de cum evoluează. E funcție de evoluția ta. Dar revin. La cum arată astăzi